Totul e pregătit. În regulă, deschide poarta. Ceva nou? Nu, nimic de semnalat. Noi tocmai ne-am terminat rondul. Dar dacă doriți, putem recepe inspecția. Nu te deranja, domnule locotenent. În noaptea asta am să rog pe domnul Chirvasie să ne însoțească. Bine, cum doriți. Deschideți poarta! Deschide poarta! Iar au venit în inspecție. Să vezi ce zarvă să facă deținuții. Casapul zis lui Băieriu. Aveți grijă, să continue vălegea. Bateți, bă, mai tare! Fața la perete, toți! Ce-i, mă? Parcă se aud de împușcături. Faceți liniște. Manea! Ordonați! Sună alarma. Iată ce-s fraților. Ce-i în apărvule noi, inspecția? Băieți, cred că se petrece ceva greu. Jos, camarazi, să-i belim și pe comuniști. Thank you.
Ordon, rămâneți pe loc și depuneți armele. Băiți, trageți-o afară în tavan. Locotenente, lasă comedia! Ne avem o treabă la subsol și am terminat! Îți ordon să te retragi! Trage o rafală. Napârvule! Ei! Stai lipit de perete! Ce-i? Ce s-a întâmplat? Fugiți! Vin legionarii să vă omoare! Fugiți! Și ceilalți? Fugiți prin curtea interioară! Hai! Grigore, tu cu Popescu și cu Barbu o luați prin cimitir. Lefter și cu mine ne strecurăm prin spatele primăriei. Sunteți gata? Da, tovar și Bârvu. Acum, hai. Hai. Jos! Neapărvule. Nu i-o fi prins pe alții? Nu-ți face griji. Dacă le dădea de urmă, s-auzau împușcături. Hai! Comisarul de serviciu Ilarie Bucur. Cum? La Viraga? Alo! Alo! Alo, alo, domnișoară! Alo, centrala! Dă-mi Viraga imediat! Alo! Petrescule, trăim un moment mare. Am lichidat politicienii de la Viraga. Nu te bucur, bă, scăpăm țara de lepre. Deschide. Hai. Ești lași, Petrescule. Dar cu noi nu mi-ar fi țele. Ori ești în legiune și faci ce-ți cerem noi, ori ești în afară și atunci ne-ești dușman. Luați-l. Să dăm un exemplu. Alo! Nu răspunde Viraga? Alo! Alo, domnișoară! Alo, centrala! Domnișoară, dăm urgent locuința domnului prefect! Da, la ora asta, urgent! Alo? Da, domnule comisar Bucur, te ascult. Ai făcut foarte bine că m-ai anunțat. Nu, nu, nu e nicio măsură și în niciun caz nu anunț parchetul civil. De cazul ăsta mă ocup eu. Într-o oră sunt acolo.
Într-un ceas bun, domnii mei. Trage pe dreapta. Am înțeles. Lăsați-mă să fac o rugăciune. Bine, dar repede. Domnișoară, dăm parchetul civil. Domnule prefect, ce? Parchetul civil. Vă salut, domnule prefect. Sunt procurorul Halungă. Încântat. Cu ce treburi pe la noi? Parchetul a fost înștiințat de comisarul de serviciu Bucur că în arestul prefecturii au fost împușcați 4 deținuți. Cred că vă înșelați, domnule procuror. La prefectura poliției nu poate fi vorba de așa ceva. Cu siguranță ați fost victimele unei farse. Tot ce se poate, domnule prefect. Dar cu permisiunea dumneavoastră vom face cercetările de rigoare. Și dacă n-am să vă permit? Îmi pare rău, domnule prefect, dar avem ordin de percheziție. Mă rog. Satisfăcuți, domnii mei? Da, domnule prefect. Vă rog să ne scuzați. Vă salut, domnule prefect. Am onoare să vă salut. Unde e comisarul Bucur? În cabinetul dumneavoastră, așa cum ați ordonat. Arestează-l și ține-l izolat. Am înțeles, domnule prefect. Domnule prefect, vă așteaptă domnul director general Dincă. Altceva? Vă caut într-una la telefon domnul subsecretar de stat Vicșoreanu. Fă-mi legătura. Dincă. Dincă, bine că ai venit. Coane Fănică e încurcat. De ce? Jandarmii au și descoperit cadavul comisarului Petrescu în pădurea Baloda. L-au identificat imediat. Ghinion, unul dintre ofițeri îl cunoștea. Am și o veste bună. Care? Doi comuniști dintre cei 8 evadați au fost capturați. Asta, într-adevăr, e o veste bună. Da. Vicșoreanu, am onoare să vă salut, domnule subsecretar de stat. Da, da. Nu, încă, dar depunem toate eforturile pentru a-i descoperi pe asasini. Am arestat doi din comuniștii evadați. De îndată ce am un rezultat, vă comunic. Am înțeles. Ce ne facem, Dincă? Vicșoreanu mă nebunește. Iar Panaitescu m-a avertizat fără menajamente. Dacă se află ceva, ne spânzură. Mm-hmm. Am soluția în buzunar. Care? Încredințăm ancheta unui comisaristeț, simpatizate populației și care să nu fie legionar. În tipul ăsta adormim vigilența tuturor, iar noi ne continuăm acțiunea. N-avem nevoie de unul prea isteț. Riscăm să ne dea peste cap. Nici o grijă. De amănunte mă ocup eu. Ancheta va stabili că masacrul de la Viraga este consecința directă a evadării comuniștilor, iar celelalte asasinate sunt opera unor indivizi care au reușit să se facă nevăzuți. Pe cine propui? Hai să vezi. Comisarul Moldovan. Domnule comisar, domnul director general Dincă te-a recomandat pentru o misiune foarte dificilă. Sunt convins că o vei duce la bun sfârșit. Viraga? Citești gândurile oamenilor, domnule Moldovan. Nu, domnule prefect, am auzit și eu zvonurile. Sprinte-n la limbă și la minte. Sunt convins că te vei descurca. De altfel, primul pas a și fost făcut. Am arestat doi comuniști dintre cei 8 evadați noaptea trecută de la Viraga. Îți doresc succes. Ce este, domnule comisar? Domnule prefect,
Este o problemă politică și asta nu e treaba mea. Eu mă ocup cu altele. Borfași, dame. Domnule comisar, nu este prima dată când ți se încredințează un caz de criminalistică. Tocmai obiectivitatea dumitale politică ne-a îndemnat să te alegem. Vă mulțumesc pentru încredere. Lăsați-ne singuri. Ei, pârvule, cine a organizat evadarea voastră? V-am mai spus-o, nimeni. Cum nimeni, omule, de vreme ce ați evadat? Că doar nu s-o fi deschis lacătele singure și Sfânta Filofteia v-a poftit afară. Și tocmai pe voi. Nu chiar Sfânta Filofteia, dar cam așa s-au întâmplat lucrurile. Îți bagi joc de mine? Nici locul și nici halul în care m-au adus colegii dumneavoastră și trebuie să recunosc că de data asta s-au silit să fie cât mai convingători, nu mă îndeamnă la așa ceva. Numai de tine depinde să nu înceapă noua serie. Raportul sună clar. Noaptea la ora 12, un grup de comuniști cu ajutor din afară au evadat din subsolul închisorii Viraga. Surprinși de garda legionară care tocmai își făcea rondul, au făcut uz de arme. Garda legionară a ripostat, în timpul schimbului de focuri a fost ucis și un număr însemnat de deținuți și ostași din garda închisorii. Cine v-a procurat armele? Nimeni n-a procurat niciun fel de arme. Nimeni n-a organizat niciun fel de evadare. Altfel n-aș fi acum aici. Vrei să spui că v-ați lăsat prinși? Cum ați ieșit din celule? O repet pentru a 10-a oară. Un plutonier a tras cu pistolul în lacătele celulelor. A deschis ușile și ne-a îndemnat să fugim. Știu, plutonierul respectiv a fost împușcat de un legionar, care legionar a fost împușcat și el de plutonierul muribund. Nu ține, pârvule. Nu ține. Născocește altceva. N-am ce să născocesc, domnule comisar. Am spus tot ce știu. Ești încăpățânat? Spune-mi, ți-aduci cumva aminte ce armă avea legionarul când l-am pușcat pe plutonier? Avea un automat. Cred că un Mauser, dar nu sunt sigur. Luați-l. Domnule comisar. Zi. Nu am avea noi multă carte, dar nici tâmpiți nu suntem. Cine e nebun să evadeze tocmai când se face rondul? Bună ziua! Ionescule, cine a fost de serviciu azi noaptea la prefectură? Comisarul Ilarie Bucur, iar la arest, comisarul Ghiță Petrescu. Rapid, cum dau de ei? Ilarie Bucur este reținut la cabinetul domnului prefect, iar Ghiță Petrescu nu l-a văzut nimeni de azi dimineață. Moldovan la telefon cu domnul prefect, te rog. Mă iertați că vă deranjez. Am auzit că Ilarie Bucur la dumneavoastră și am nevoie de el. A plecat de o oră. Mulțumesc. Băieți, am urgentă nevoie de Ilarie Bucur și de Petrescu. Dumneata? Sunt numit ajutorul dumneavoastră, domnule comisar. Și de cine, mă rog? De comandantul legionar. Dumneata, nu știți să bați la ușe? Bună ziua, domnilor doctori. Vă salut, domnule comisar. Am auzit că vă ocupați de acest caz. Vă stau la dispoziție. Nu, nu acum. Dar am o rugăminte, că împreună cu specialistul nostru să-mi tocmiți un raport amănunțit. De acord. Mulțumesc. Vă salut. Ah, era să uit. Aveți un legionar printre morți? Nu. Cadavrul singurului legionar a fost ridicat azi dimineață de doi înși, cu aprobarea ministrului. Da. Vă salut. Vă salut. Să mergem. Ce e, Ionescu? Am primit un raport de la jandarmerie. A identificat cadavrul lui Petrescu. A fost ucis azi noapte în pădurea Balota. Ionescule, te ocupi personal de analiza cartușelor. Da. Ce știi de Bucur? N-a sosit încă acasă. Cineva l-a văzut bând prin cărciuni. Bine. Ne vedem la prefectură, băieți. Mă, eu îți cunosc muta de undeva. Ești bucureștean? Nu, dar am fost boxer și poate de aia. Boxer cu nasul ăsta? Thank you.
Știi că mi-am adus aminte de unde te cunosc. Ești din Brăila și ai o condamnare pentru proxenetism. Asta știu șefii tăi? Eu aș vrea să intru la matineu, că seara nu știu dacă mai prind. Și pe aglomerația asta... Lasă-mă, domnule! Pardon, lume multă? Nu împingeți, doamnă, de jumătate de oră mă tot îngheoldiți atâta. Mă lipsești și de vină și de tot. Universul, universul! L-ai luat? Da. Ce să iau? Haide-l înapoi. Domnule, cum ești? Mișcă! La coadă. Haide. Să iau bilet. V-a căzut portofelul jos? Urcă mașină. Oh. Haide, urcă. Să trăiți, domnule comisar. Bine, eu nici nu vă văzusem. Da? Da. Dar să lăcă zi asta. Subțire, subțire de tot. Ce vreți? Vremul grei, războiul se apropie. Domnule comisar, e drept că dumneavoastră închetație... Nu schimba vorba. Cunoști pe comisarul Elarie Bucur? E cum să nu-l cunosc. Ai văzut azi? Da, l-am văzut la calul. Aha, da. Bine, ai scăpat ușor. Hai, Valea. Domnule comisar, n-ați uitat să-mi înapoiați nimic? Măi, limbă, mă. Da. Limbă? Da. Valea, Valea. Pe mine de ce? Bucure, trebuie să-mi răspunzi la câteva întrebări. Știam că te ocupi de cazul Viraga, nu de mine. Mai băiete, cazul ăsta mi l-a vrut pe gât. Noi ne cunoaștem de 10 ani, tu știi bine cum lucrez eu. Trebuie neapărat să aflu cine a dat telefon la parchetul civil. E clar că aceeași persoană a primit un telefon de la Viraga. Și de asemenea e foarte clar că ceva s-a petrecut în arestul prefecturii. N-am telefonat la parchet. Atunci de ce te-au arestat așa de florile mărului? Doriți ceva? Nu, nu. Păi, era normal să mă aresteze atâta vreme cât nu se făcuse dovadă dacă n-am telefonat eu. Probabil că tot așa nu ți-aduce aminte nici cine a ridicat cele 20 de pistoale Mauser la serviciul judiciar, serviciul tot de altfel. Spune, câți erau închiși în arestul prefecturii? Nu știu, Petrescu era de serviciul la arest. Petrescu? Când l-ai văzut ultima dată? Aseară, am venit împreună la birou. Ce mai fac fetițele? Bine. Au fost invitate la fata mea. Știi? Și-a sărbat ziua de naștere. Câți ani am primit? 7. 3 cani. Ești lași, Bucure. Și ca să-ți dau un motiv să-ți umfli burta, află că Petrescu a fost ciurit azi noapte în pădurea Balota. Am familie. Măi, Tănăsescu, ești cu mașina aici? Să trăiți acolo, după colț vă așteptam. Unde? Acolo. Hai să mergem. Thank you.
domnule comandant. Spuneți, domnule comisar, sunt chemat de urgență la minister. Aș vrea să vizitez celulele comuniștilor evadați. Cum credeți? Florescule, condu. Am înțeles. Poftiți, domnule. Asta și celelalte două. De unde aș putea da un telefon? Din biroul domnului comandant. Numai de acolo se poate vorbi cu Bucureștiul? Cu Bucureștiul, numai din biroul domnului comandant. Puteți să-mi dați un pahar cu apă, domnule Florescu? Da, bine. Vă duc. Ambele proiectile sunt trase din același pistol. Calibrul 7.63, probabil Mauser. Mauser. Am bănuit eu. Mulțumesc. Bună ziua, domnule locotenent. Sunt comisarul Moldovan. Vă salut, domnule Moldovan. Aș dori să vă pun câteva întrebări în legătură cu evadarea celor 8 comuniști de la Viraga. Vă rog. Lasă-ne singuri. Am ordin să-l păzesc. Eu am ordin să-l anchetez și afară. Unde vă aflați în momentul evadării comuniștilor? În curte. Tocmai mă îndreptam către corpul de gardă când am auzit împușcături. Împușcături? Cine trăgeau? Cum cine? Deținuții. Comuniștii care încercau să evadeze. I-ați văzut dumneavoastră trăgând? Nu. Adică, da. Și ați rămas în curte? Nu. Am dat alarma și împreună cu soldații am intrat în clădirea închisorii. Și acolo? Acolo se schimbau focuri. Am intervenit și noi. Asta e tot ce știu. N-am văzut mare lucru pentru că s-a stins lumina și imediat după aceea am fost rănit. Unde vă aflați în momentul în care s-a stins lumina? Pe culoarul etajului întâi. Mai precis? Cam la mijlocul culoarului. Ciudat, domnule locotenent. La mijlocul culoarului se află un bec de incendiu care nu se stinge niciodată. În fine. O altă întrebare. Dumneata ai telefonat la prefectura poliției? Nu. Nu eu. Cu cine vorbeai la telefon când s-a tras asupra dumitale? Nu înțeleg ce vrei să spuneți. Înțelegeți foarte bine. Data trecută, becul de incendiu, acum telefonul? Să spun eu, domnule locotenent. Ai vorbit cu prefectura poliției capitalei și ai încercat să relatezi ceea ce s-a întâmplat la Viraga. Probabil că n-ai avut timp să termini. Aveți o imaginație bogată, domnule comisar. Mai degrabă productivă. Am doi plumbi. Unul l-am găsit în biroul comandantului închisorii. Celălalt l-a extras doctorul din pieptul dumitale. Amândoi au fost scuipați de același pistol. Trebuie să recunosc că ai avut noroc. Dacă te lovea și al doilea cartuș, nu mai stăteam azi de vorbă. Salut. Domnule comisar. Da. Am copii de crescut, domnule. Nu e singurul, domnule locotenent. Ce-i tine, asculți la ușă? Domnule comisar, nu vă permit să... Oh, ușor tândală.
Deocamdată ești pus să mă urmărești, nu să mă omori. Bagă pistolul în teacă. Și tu. Astea nu jucării, măi băieți. Câți ani ai, domnișoară? 23. Frumoși ani. Să trăiți, domnule comisar. Sunteți chemat urgent de jandarmeria Znagov. Să trăiți, domnule comisar. Cine e? Profesorul Cosin Mărgeanu, fostul ministru. Am vrut să văd cine este. La ce distanță era? Cam la 40 de metri. I-ai văzut la față? I-ai putea recunoaște? Nu. Nu se vedea pe aia. Ai auzit ce vorbeau? Ce, Ionescu? Are timp ceva? V-am adus analiza balistică a gloanțelor găsite în cadavrele de la Viraga. S-au tras 587 de cartușe din 9 pistoale Mauser calibru 7.63. Deci nouă asasini. Cu aceleași arme a fost asasinat și comisarul Petrescu. Iar cu unul din aceste pistoale s-a tras și asupra sergentului rănit. Și tot cu unul din aceste 9 s-a tras și asupra locotenentului Cristescu. Exact. Am auzit împușcături. Uite, ocupă-te de asta. Eu m-am apropiat. Am văzut ieșind din pădure niște indivizi. Erau vreo 5. S-au urcat într-o mașină și au dispărut. Ce număr avea mașina? 62-11B. Și ceva mai departe mai avea o mașină. Îi iei o declarație aici la fața locului și mi-o aduci direct mie la prefectură. Clar? Bine, domnule comisar. Bine. Să trăiți. Salut. Salut, mâna, Mike. Să trăiești, băiatule. Dar de ce ai întârziat atât? Treabă, mamă, treabă. Treabă, treabă. Hai să mănânci ceva că ți-o fi foame. Ce face Ionuț? Doar. Te-a așteptat până mai adineauri, dar i-a fost somn. De ce vrei, copil? Ce faci, nu dormi? Tata, nu uit, amenei concursul. Nu uit, nu uit. Culcă-te. Noapte bună. Noapte bună. Alo? Comisar Ionescu. Da, Ionescule, eu sunt. Profesorul Nicolae Jugu a fost ridicat de legionar de la vila sa din Sinaia. Din Sinaia? Da. Bine, anunță toate posturile de jandarmerie mobilă. Înțeles. Vin și eu acum la prefectură.
Bună ziua, domnilor studenți. Domnilor, îmi plac oamenii curajoși. Sunt dispus să purtăm un dialog. Cine a scris aceste lucruri? Cum? Nimeni? Impresia, domnule profesor, că am picat într-un moment nepotrivit. Ah, domnul comisar Moldovan? Da. Te rog, treci mâine seara pe la mine. Te aștept. Bună dimineața, domnule comisar. Te năzesc la domnul Pepăru. Imediat. Stai jos. Nu vă mai uitați atâta la mine, domnule comisar, că o să mă deocheați. Presupunând că povestea ta e adevărată, Pârvule, cum motivezi intervenția atât de târzie a militarilor? Ar fi o explicație, domnule Care? Comisar. N-au auzit împușcăturile din cauza vacarmului făcut de deținuți. Vacarm? Cum adică? Devenise un obicei să întâmpinăm inspecția legionarilor bătând cănile metalice de uși, de grati. Ce dracul mi-ai spus asta până acum? Mulțumesc. Și cine a avut ideea cu bătutul? N-aș putea să vă spun. Ați bătut și voi? Sigur. L-am considerat un mijloc să ne manifestăm disprețul față de legionari. Pe urmă am înțeles că le-am făcut jocul. E clar. E opera unor agenți provocatori. Sub paravanul zgomotului făcut de voi și ceilalți deținuți, legionarii au acționat în voie. Fumezi? Ai copii? Trei, domnule comisar, am avut cinci. Doi au murit. De ce te-ai făcut comunist, Pârvule? De ce v-ați făcut comisar, domnule Moldovan? Păi, m-am gândit că trebuie să facă cineva și pe asta, nu? Și eu la fel. M-am gândit că trebuie să fie cineva care să lupte pentru cinste, pentru dreptate socială, pentru desfințarea exploatării omului de către om. Cunosc toate astea, cunosc. Spune-mi, idealul este utopic, țin de foame? Pe alte meleaguri ale lumii, idealurile astea au devenit realitate, domnule comisar. Dacă e așa de bine în Rusia sovietică, de ce nu plecați acolo? Nu plecăm, domnule comisar, fiindcă suntem ai acestui pământ românesc. Aici ne-am născut, aici murim. Deocamdată cu muritul ai dreptate. Spune-mi, cu ce ai să-ți hrănești copiii pe care mai ai? Cu idealurile noastre utopice, domnule comisar. Ești la 12 arestare, Pârvule. Dacă ți-aș da drumul, ce ai face? Aș lua-o de la început. Ești înrăit? Nu, domnule comisar. Așa suntem noi, ce feriști, hotărâți. Așa era și tatăl dumneavoastră. L-ai cunoscut pe tata? Da, i-am fost ucenic la Grivița. Dacă n-ar fi murit în 24, acum ar fi fost alături de noi. Poate că... Ehe, Pârvule. E adevărat, domnule comisar, că tot dumneavoastră anchetați cazurile Mărgeanu și Jugu? Dar ce primiți la arest ziare? Nu, domnule comisar, da. În închisoare veștile circulă mai iute decât afară. Permite să vă spun ceva, domnule comisar. Spune. Aceste crime reprezintă doar un început. Continuă.
S-ar părea că legionarii vor să-și consolideze puterea prin înlăturarea tuturor opozanților din vechiul regim. Apoi va urma lupta cu grupul Antonescu, care deocamdată închide ochii la tot ce fac legionarii. Doar o compromite. Pe urmă o să-și scoată ochii între ei. Iar dumneavoastră ați cam picat la mijloc. Să nu facem din țânțara armăsar. Tănăsescu! El! Ia-l! Hai, mă! S-auzim de bine, domnule comisar. Hai, hai! Ia la bacă, te pocnesc. Tata, cum a fost? Bine, bravo. De când ești amator de hipodrom, domnule Paraipan? A dispărut Ilarie Bucur. Știu asta de o oră. Ce măsuri ai luat? Nu vezi? Răspunde la întrebare. Ai vreun indiciu? Îți dau un sfat. Stai în banca ta. Altfel o să ai de-a face cu mine. Paraipan. Unde ai fost în noaptea de 26 spre 27 noiembrie? Ia banii ăștia, te ții de ei și Paraipan să nu scape din ochi. Ai înțeles? Ține, domn șef. Ce-i cândală, de când îți plac caie? Domnule Moldovan, sunt și om și oamenii are nevoie să trăiască. Au nevoie, mă. Poftim. Nu, nu sunt de acord. Să nu care cumva să-l omoresc pe Moldovan. Deocamdată nu dispune de probe care să dovedească vinovăția voastră. Dar poate să le obțină.
Azi m-a întrebat unde am fost în noaptea execuțiilor de la Viraga. Lasă, lasă, de Moldovan mă ocup eu. Ești liber, Palaipan. Și vezi de el, are bucur să nu ne scape. Ce aveți de gând, domnule Naumescu? Să repart în penea pe care ai făcut-o dumneata și... și domnul Dincă, când i-ați încredințat lui Moldovan ancheta. Comisarul Moldovan. Vă cheamă Constanța, vorbiți, vă rog. Hai, mută timpanul. Alo? Petre, eu sunt Ilarie. Fii atent la ce spun, te-am mințit. Știu că ai să mă condamn, dar am fost nevoit să te mint. Am fost silit să te mint. M-au amenințat că mă vor omorî fetița. Ce cauți la Constanța? Lasă asta. Unul dintre cei pe care-i cauți este Paraipan. El a condus operația. De unde știi? De la locotenentul Cristescu. Mi-a comunicat numele lui Paraipan, al lui Zisu, Orleanu și Cristea, pe cum vorbirea s-a întrerupt. Deci tu ai vorbit cu parchetul? Da, eu. Bag de seamă. Năvodeanu-i amestecat în toată afacerea asta. Din ordinul lui, cadavrele deținuților din arestul prefecturii au fost aruncate în canal. Erau comisarii. Vinciu, Tinău și Oglindă și Mohor. Am nevoie de o depoziție scrisă, Ilarie, nu de vorbe. Deocamdată nu pot să te trimit. Până nu-mi scot copilul din țară, nu pot să te ajut decât pe calea asta. Vrei să pleci din țară? Încerc. Acum te las, Petre, și-ți mai dau un sat. Ai grijă de copilul tău. Rămâi cu bine. Alo. La plajă, Ilarie, bucur. Domnule Paraipan, vă rog, nu trageți. Nu m-am făcut niciun rău. Am copil. Vă rog, nu trageți. Domnule Paraipan, vă rog. Nu plânge, fii bărbat. Domnule Paraipan, vă rog. Aruncați-l. Ce limbă ți-a crescut mustața? Aiurea, nu e a mea, m-am deghizat. Ia spune cum a fost. Domnul Lovan, gata, l-am erici pe domn Bucur. Ai văzut cine erau? Păi ce să fie? Paraipan, că de el m-am ținut scai. Zisu, Cristea, Chelbase și Plopeanu. Mai era cineva, dar nu l-am văzut din cauza întunericului. Întuneric beznă. M-am furișat, eu m-am ascuns. Era de beznă. Așteaptă mai aici, vine în 5 minute. Domnule comisar, spuneți-mi și mie, cine stă aici? Profesorul Jugu, ai auzit de el? A, Nicolae Jugu, istoricul. Îmi cer scuze, estimată doamnă. Doar două întrebări vreau să vă pun. Vă rog, domnule comisar. Ieri la Sinaia, când au venit să ridice pe soțul dumneavoastră, câți inși a fost? În casă au intrat patru. Unul era la ușe și alți patru erau afară, în mașina a doua. Parcă așa a fost. Da, mama.
Erau două mașini pline. Îl recunoașteți? Da, îl recunosc. Părea chiar conducătorul lor. Vă mulțumesc. Sărut mâinile. Ceva, Gheorghe! Da, mă, Nier! Brâșe, n-o mor! Mă, stai, mă, mă! Nu-mi dai, mă! Nu-mi dai, mă! Nu-mi dai, mă! Domnule avocat Marin Pârgu este acela care mi-a dat numărul dumneavoastră de telefon. Știu, domnule comisar. Am fost informat că mă veți căuta. Cunosc perfect situația. Ce vreți să-mi spuneți? În urma cercetărilor pe care le-am făcut, am ajuns la concluzia că Pârvu și ceilalți comuniști n-au nicio legătură cu masacrul de la Viraga. Legionarii sunt aceia care au pus totul la cale. Cunoașteți numele lor? Au unora dintre ei. Iată aici aveți o listă. Lipsesc trei nume pentru ca să fie complet. Cu ce vă pot ajuta eu, domnule comisar? Personal dispun de probe concludente, dar am totuși nevoie de dumneavoastră pentru a-i putea demasca pe adevărații ucigași. Ați spus demasca? În fața cui? În fața justiției și opinie publice. Se poate, domnule comisar. Sunteți un om inteligent. Justiția și poliția sunt în mâinile lor, chiar și guvernul. Cât privește opinia publică, pentru ca să folosesc expresia dumneavoastră, cum vreți să o alertați? Să zicem prin presă. Credeți că veți reuși? Presa legală e controlată de ei. Încerc. De fapt, mă bizui și pe un alt element. Conflictul latent între generalul Antonescu și legionari. Corp la corp nu scoate ochii. Da, e adevărat. Eu cunosc și o altă zicală. Rechinii se mănâncă între ei. În orice caz, lucrul cel mai important pentru care vreau să vă întâlnesc este faptul că domnul Stavru Naumescu, senatorul legionar, într-o oră mă așteaptă la el acasă. Vor să trateze? Asta înseamnă că le e teamă. Dragii mei, aseară eram prânt de oboseală. Mă duc la frizer sau dacă frizerul zice să vă fac un masaj de la rotundă, m-aș expres, dau un țăpă pe o prosopție obită, dar pune o prosopție de bine. Ei nu spun nota de plată 44 de lei. Pe mine vă rog să mă scuzați. 44 de lei, pentru frizer. Bonsoir, bonsoir, dragul. Vă rog să mă iei. Bună seara, domnule comisar. Mă bucur că răspunzi atât de prompt la apelul meu. Cu ce vă pot fi de folos, domnule senator? Fumați? Mulțumesc, nu fumez. Mă refuzați chiar așa de la început? Totul este să ne înțelegem la sfârșit, domnule senator. Îmi place de dumneata că ești franc. Cu dumneata sunt convins că se poate trata cu cărțile pe față. Da, da, îmi place. Știu că te îmbraci elegant. Apreciez o femeie frumoasă, o cină rafinată, un automobil luxos. Din nenorocire, salariul dumitale. Eu aș fi dispus, ținând seama, bineînțeles, că ești maestrul meseria dumitale, să te ajut în mod substanțial. Totul e să găsim o formulă. Ce părere aveți? Cea mai elegantă formulă pentru amândoi ar fi să mă înfiați. Dar la vârsta mea e cam târziu. Eu îți propun o formulă care e valabilă la orice vârstă. O jumătate de milion.
Salariul pe 10 ani a unui comisar. Sunt ai dumii tale. De ce atâta solicitudine pentru mine, domnule senator? Câteodată în viață nu e bine să forțezi lucrurile. Lasă-le să meargă de la sine. Ăsta e sfatul meu în ceea ce privește ancheta de care te ocupi. Închide dosarul cu concluzia morți accidentale intervenite cu prilejul evadării comuniștilor din închisoare. În ceea ce privește opinia publică, lucrurile se simplifică. Ieri au fost desfumate cadavrele legionarilor omorâți sub vechiul regim la Viraga. Faptele se spală între ele. Asta e istoria. Curios, domnule Naumescu, dumneavoastră care pretinde să creați o nouă ordine, sunteți adeptul unor astfel de metode? Cum rămâne cu etica numele căreia vorbiți de atâtea ori? E complicat și nu e nici momentul să vă explic principiul eticii noastre. Totuși, țineți minte următoarele. În jurul nostru totul e o minciună, deci totul e permis. Și atunci, nimic nu e imposibil. Regret, dar nu pot accepta o etică bună numai pentru unii. Ca biet comisar ce sunt, aș vrea să cred că adevărul e universal, cum spun cărțile astea. Aveți un tablou frumos. O copie de Rembrandt, domnule Naumescu? Nu, e chiar originalul. Îmi pare rău, dar cred că ați fost înșelat. Originalul l-am văzut acum 2 săptămâni în colecția generalului Avramescu, cel care a fost ucis la Viraga. Dar cum valorile sunt făcute să treacă dintr-o mână într-alta, așa cum ați spus, asta e istoria. Cum ați spus, tot ceea ce ne înconjoară e o minciună. Deci totul e permis și atunci nimic nu e imposibil, nu? Mulțumesc, am să caut să nu uit. Salut! Ce bine îmi pare că vă văd. V-am fost studentă, vă amintiți? Îmi pare bine, domnișoară. Poftiți. Ce v-a spus ambasadorul? Întâlnirea lui Antonescu cu Hitler este destul de importantă pentru noi. Nea Costache! Comisare! Ți-am adus dosarul promis. Ai grijă, e o bombă. Fantastic! Las pe mine! Salut! Da, de bucurie așa. Bombă, fetiță, bombă! Avocat, lucrurile se precipită. Acum o oră, marele senator legionar Naumescu a încercat să mă cumpere. Le va avea foarte curând. O surpriză neplăcută.
Aveți aici o copie a dosarului, rămâne la dumneavoastră pentru orice eventualitate. Bine, domnule comisar. Am însă și eu ceva pentru dumneavoastră. Vă ascult. Numele altor doi legionari care au participat la asasinat. Boieriu și Casap. Boieriu și Casap? Bănuia mea. Deci a mai rămas unul singur neidentificat. Sunt sigur că îl veți afla și pe acesta. Mai am însă ceva să vă spun. După câte știu, aveți un copil. Pe Ionuț? Da. Viața lui e în primejdie. De unde știți? Exemplul comisarului Bucur e grăitor. Mama dumneavoastră e o femeie în vârstă și după câte știu, alte rude care s-ar putea ocupa de copil nu aveți. Așa că ne-am gândit la o soluție, Pârvu și cu mine. Mă ofer să țin într-un loc sigur, dacă nu aveți nimic împotrivă. De acord, domnule avocat. Și vă rămân recunoscător. Am să telefonez mamei. Noapte bună. Noapte bună. Unde-i întârziat atât, domnule Paraipan? Vă rog să mă iertați, domnule senator. L-am mai văzut cineva? Nu, l-am luat direct de la redacție. Raportul e dezastros pentru noi. Asta înseamnă că și metoda dumneavoastră a dat greș, domnule Naumescu. Eu v-am spus că moldovan nu este omul care să se lase cumpărat. Atunci de ce a luat banii? Și-a bătut joc de noi. De mine nu și-a bătut încă nimeni joc. Și atunci ce facem? Nu rămâne decât o singură soluție. Lichidați-l. Bine, am înțeles. Vine, plecăm! Dă-i drum. Atenție, momentul. Părese. Metodele dumitale, domnule comisar. Mi-a înșelat așteptările. Începând din acest moment, un alt comisar se va ocupa de cazul Viraga. Bună ziua, domnilor. Am onoare să vă salut, domnule subsecretar de stat. Ce asta, Năvodeanu? Nu răspunzi la telefon? Trebuie să vin personal ca să obțin informații cu privire la mersul anchetei? Vă rog să mă iertați, domnule subsecretar. Tocmai luam o măsură energică. Suspendarea comisarului moldovan, care s-a dovedit incompetent. În atâtea zile n-ai fost în stare să ajungi la niște concluzii? Domnule subsecretar de stat, am întocmit un raport. Ce înseamnă asta, domnule prefect? Îmi ascuns faptul că s-a întocmit un raport? Va să zic că masacrul de la Viraga, asasinate din arestul prefecturii, precum și uciderea profesorilor Mărgeanu și Jugu, sunt opera unor comisari legionari? Vă rog să mă credeți, domnule subsecretar, i-ați arestat pe comisarii Paraipan, Casapu și pe ceilalți? Azi dimineață mandatele de arestare mi-au fost refuzate. Bine. Voi examina dosarul. În orice caz, te felicit. Personal îți ordon să te ocupi în continuare de acest caz până îi vei prinde pe criminal. Cazul am să-l prezint imediat domnului general Antonescu. Vă salut, domnule prefect.
Bună ziua, domnule prefect. Te-am chemat, domnule comisar, spre a-ți da o veste bună. Pentru destoinicia, priceperea și modul strălucit în care ți-ai îndeplinit obligațiile dumitale de serviciu, ești înaintat la gradul de chestor. Cu acest prilej îți încredințez o nouă misiune. Conducerea brigăzii mondene. Și asasinii de la Viraga? Are cine să se ocupe de ei. Dumneata ești acum chestor. Bine, dar domnul subsecretar de stat Vicșoreanu îmi spunea... Domnul subsecretar Vicșoreanu te-a propus pentru înaintare. Te felicit și îți urez succes în noua dumitale activitate. Vă mulțumesc. Domnule comisar, pot să vă scot mașina în curte? Da, te rog. Alo? De data asta ți s-a înfundat. Biroul în care te afli va fi cavoul. Așa pățesc toți cei care mi se potrivesc. Am să-ți dau totuși o veste bună, moldovan. N-ai să pleci singur pe lumea cealaltă. Te vor însoți și prietenii tăi, comuniștii Târgu și Lefter. Lasă telefonul. Cheile? Hai repede la arest. Hai repede. Domnule comisar. Mișcă. Intră. Pârvul Lefter, repede. Vine jurnalist să vă împuște. Ce s-a întâmplat? Repede. Haideți. Merge. Luați-o pe ușa din stânga. Urcați-vă în dubă. Eliberați mașina. Hai, hai, fuga! Asta e abuz. Hai, hai, fetele. Dar cum aș fi? Sus, te-a plăcut. Dar știi că e drăguț? Cum merge rana? Merge, domnule comisar. Pierde sânge mult. Ajungem. Unde e? A doua la dreptă. Acum ce o să faceți, domnule comisar?
dacă pun legionarii mâna pe dumneavoastră. Am eu grijă să nu pună. Ar fi mai bine să mergeți cu noi. V-am găsit un adăpost sigur. Mulțumesc. Nu pot. Un singur lucru vă rog. Vorbiți cu avocatul Marin. Să aibă grijă de fiul meu. Domnule comisar, vă mulțumesc. Mamă! Măicuț! Și acum ce aveți de gând, domnule comisar? În primul rând să-mi îngrop mama. Și după aceea? După aceea am de plătit niște polițe. Vă înțeleg simțămintele. Ar trebui totuși să vă mai gândiți. La un om ca dumneavoastră, rațiunea ar trebui să precumpănească pornirile instinctuale. Fiecare cu metodele lui, domnule avocat. Dumneavoastră sunteți mulți. Eu nu am pe nimeni, sunt singur. Și atunci acționez de unul singur. Bine, în felul acesta nu aveți nicio șansă împotriva lor. Se poate, dar altă cale nu mai am. Ești un om deștept și știi foarte bine că există și alte căi. Voi comuniști aveți principii aparte. Idealurile voastre îmbrățișează secole. Eu am o singură viață. Voi vă axați pe morală, conștiință, dreptate. Vorbe frumoase, dar pentru o altă lume. Poate că ziua aceea, domnule comisar, nu e prea departe. O doresc din toată inima, deși nu cred. Peste câțiva ani va fi totul altfel. Vedeți prea departe, domnule avocat. Mă depășiți. Eu sunt legat de clipa pe care o trăiesc. Mâine nu știu ce va mai fi. Îmi pare bine că rana mea e grea. E riscant să apărez la mormântarea mamii. N-ar fi mai bine să vă reprezinte el? Nu. Fiecare trebuie să-și îngroape morții săi. Mulțumesc în orice caz. Mulțumesc pentru Pârvu și Leftar. Și eu pentru Ionuț. Pământul și plinirea lui, lumea și cei ce locuiesc. Pământe, pământe, primește pe cel ce s-a zidit din tine. Pământ.
pământe, primește pe cel ce s-a zidit din tine. O fi trecut de ora 4, ce zici? Ce facem, șefule? Nu-l atacăm? Ești nebun, nu vezi că ți-au venit? Vrei să ne rupă oasele? Condoleanțele mele. Fie țărâna ușoară. Condoleanțe. Dumnezeu să ierte. Vă mulțumesc. Să știți că sunt profund impresionat pentru faptul că ați venit. E timpul să mergem, domnule comisar. Eu mai rămân. E primejdios, mai ales acum că sunteți vânat de legionari. N-aveți nicio grijă. Mă descurc eu. Cum credeți? Noapte bună. Mulțumesc. Noapte bună. Cine mă, ăsta n-a avut răbdare și a tras? Iar ne scapă, hai! Îndreaptă farurile în partea aia! Întunericul ăsta, să vezi că ne scapă, ar trebui să-l prinde la mijloc. Doi pe aici, în stânga mea. Voi din 5 în 5 metri. Hai! Uite-l! Dracu' o fi ăsta, măi. Uite! Ce-ai pățit, mă? Mâna! Mișcă. Nu trage. Aruncă pistolul jos. Scoate haina. Și nu te mișcă. Nu trage. Nu trage. L-am văzut. Unde? E după cavou din față. Du-te și aru mașinile. Cum apare, trageți. Haideți! Dobitocilor, l-ați împușcat pe chirvase.
Lasă-l și aia de sa mașină. Gata, ai tras ultimul cartuș. Comisarul Tudor Moldovan l-ați văzut? Nu, nu l-am văzut de săptămână. Sus, prima ușă din fața scării. Intrați. Stați, era vorba că bani. După. După? Hai, eu vă aștept jos.
Ăștia s-ai mei. Mai pune niște roșii de-astea. Mai pune rost, dacă n-am mâncat de multă gata, vreme. Gata, ajungi. Noroc, băieți. Noroc, noroc, la mulți ani. Să trăiești. Noroc. Să ne trăiască. Hai. Gata, gata, gata. E grozav. Bună, mă. Bună, bună. Dumneata? Stai din gură, nu mă dă afară, că vreau să spun ceva. Ia spălăria din cap, te rog. Hai, domnule. Stai puțin, că vreau să spun ceva, comisarul ăsta din stradă. Stai puțin, că am bani la mine. Mie, spui, ai bani. A fost ăsta dimineață la mine și am venit aici. Hai, pleacă, ieși afară, ieși afară, te rog. Să mă poți să mă împrâncești așa? Ieși afară. Nu sunt elegant, n-am... Ieși, domnule, afară. O, ce-i asta, măi, fraților? Șampanie franțuzesc. Doamne și lui. Băieți, noroc. Noroc. La mulți ani. Sănătate. Pe cine cauți, bă? Pe nenea acela. Pe cine? Pe omul ăla de acolo. A trimis un nene să vă dau acest pachet. Pentru mine, mă? Da. Băi, puștule! Hai, bă, desfă-l! Ce-mi fi, mă? Să vedem. Să vedem ce e. Ăsta-i moldovan. Hai, bă, numai la moldovan te gândești. E o glumă. Noroc. Noroc. Hai, subtir. L-ai văzut pe ăsta? Nu, nu l-am văzut. Dacă îl vezi, ne dai un telefon. Bine. Poliția, registru. Poliția, l-ai văzut? Salut. Nu, nu l-am văzut. Unde-i comisarul Moldovan, mă? L-ai văzut? Nu l-am văzut. Băi, Baraglagina! Du-te, mă, unde te-am trimis eu! Comisarul Moldovan, l-ai văzut? Nu înțeleg. Comisarul Moldovan, l-ai văzut? Pe ce se caute aici? Nu l-am văzut, vă jur, habar n-am. Fugi, mă, n-auzi? Au plecat, domnule comisar, s-au dus. Furioși, foc, răscolesc tot orașul după dumneavoastră. Asta e joc cu limba. Ei după mine, eu după ei. Dar cinstit, acum ați mielit vreo cinci. Patru limba, au mai rămas cinci. Hai. Moartea tragică a comisarilor Casapu și Zisu.
Asta precis e mâna lui Moldovan. Păcat de Moldovan. Are un fond bun. Din nefericire, acționează la primul impuls. Format la școala poliției, ce vrei. Este totuși un om cinstit și curajos. Și când te-a închetat, tot curajos era, neavârvule. Mă, băiatule, cine urește adunătura asta de slugi hitleriste, mi-e frate. Frați români, Antonescu și bandele legionare sunt agentura hitleriștilor. Să ne unim în luptă toți cei care iubim independența României, libertatea, dreptatea, viitorul. Sabotați producția de război. Sabotați mărfurile destinate Germaniei fasciste. Uniți-vă forțele în jurul Partidului Comunist Român. Ce facem? Nu intervenim? Ce, ești nebun? Nu vezi cât sunt? Antonescu, mama lui, cât el de general n-a mișcat un deget. Dă ordin să nu iasă niciun legionar pe stradă. Aici ar fi nevoie de trupele Reichului. Trăiască România liberă! Ura! Ura! Trăiască România liberă! Ura! Așteaptă-mă aici. Orheanu, repede. Hai de drumul! Dom comisar! Hai, hai, pleacă! Hai, taxi! Au taxi! Repede la mașină! Ia banii ăștia și mergi cât mai repede. Da, da. Vă cunoaște? Vă cunosc. Cine vă cunoaște pe dumneavoastră? Tot orașul vă cunoaște. Să știți că ne urmăște o mașină. Mergi drept înainte? Da. Și o iei pe prima la stânga, oprești în fața teatrului, da? Am înțeles, domn comisar. După ce eu cobor, tu pleci imediat. Și încuie ușa pe din afară. Băieriul la dreapta, Cristi la stânga. Hai! Moldovanții s-au înfundat! De data asta nu ne mai scapi! Cristea, caută bine scena. Aici nu e.
Băieriu! Sunt aici în lojă. Pe coridor nu-i nimeni. Înseamnă că e undeva aici în sală. Șefule, undeva aici. Șefule, nu-i nimic grav. Doar mâna stângă. Dobitocule, ți-am spus, te uiți bine. Hello. Gloanțele de până acum sunt pentru cel primit de pârvu. Acum urmează un avans pentru viraga. La ușă, șefule. Îmi scăliți o declarație pe care o am în buzunar. Și nu mai trag. Restul e treaba justiției. Grijă, ne-am mătut de bani. Dă-mi pistolul! Cum vreți voi? Ultimile trei? Pentru mama! Atenție, vin pe scenă! Trageți! Și nu trageți, domnule comisar, eu sunt Tănăsescu. Ce cauți mai aici? Mănânc și o bucată de pâine. Da, știți, sunt omul dumneavoastră. Ascultă, Tănăsescu, nu e nici prima dată, nici ultima dată că joci rol dublu. Am nevoie de niște informații. Vii peste două zile în groapă la Mănăstirea Plumbuita. Ai înțeles? Am înțeles, să trăiți. Acum rămâi aici și nu miști, nu întorci capul, da? Să trăiți, să rămână. Paraipan, Boieriu și Cristea e morți. Dar dumneata cum ai scăpat? Eu rămăsesem afară, dar l-am urmărit pe moldovan și știu unde se ascunde. Unde? În groapă, lângă Mănăstirea Plumbuita. Bine, du-te în salon și așteaptă până te chem. Profită de ocazie și bea un coniac. Meriți. Ce facem? Trimitem oameni la groapă după moldovan? Inutil, ar însemna să căutăm acul în carul cu fân. Dacă l-ascund țiganii, nu-l găsim nici într-un an. Atunci? Îl sacrificăm pe Tănăsescu. Nu ne pierdem vremea. Nu, nu. Sunt sigur. Moldovan, primind scrisoarea care am trimis-o prin țigani, va dori să se răzbune. Noi ne ținem de Tănăsescu. El e momeala.
Plecă-ți-mă de aici și plecă-mă de aici și că te-am mama, dracu-i. Mă, urâtule, ia vină cu acel, mă. E urât? O, ce haine aveți! Vă duceți la operă, lasă, nu? Lasă, lasă gura și spune mai bine unde e domn comisar Moldovan. Dar ce tu te-l căutați pe aici? Ce aici, loc de comisari? Mă, pe mine nu mă duci, am văzut în mașină cu el. Pe mine în mașină cu el? Să-mi sară ochii, nu-i așa, măi? Vedeți? Plecați acasă, nu vă e rușine. Mă, vino, mă, nu fă, pă, pă. Meci, mă, vino, mă, cum, mă. Vorbiți frumos. Vreau să... Da, spuneți ce. Vreau să-i spun că i-a răpit copilul. Stai așa, că mi se pare că mă strigă soacră. Plecă-mă de aici, plecă-mă de aici, șac, te-am, mama, drept. Plecați, mă. Hai, plecă-mă, urâtanie, de aici. Tănăsescu! Eu sunt domnule comisar Tănăsescu. Am venit așa cum ne-am înțeles. Ce-i cu Ionuț? Nimic, domnule comisar, am folosit stratagema asta să ajung la dumneavoastră. Cui mi-ai spus că sunt aici? Eu? La nimeni, doar știți, sunt omul dumneavoastră. Atunci de unde a aflat Naumescu? Nu știu, domnule comisar, de la mine nu. Vă jur, nu știu nimic. Știi că mi-a trimis o scrisoare. Domnule Moldovan, facem pace. Drept dovadă de amiciție, vi-l dau pe cel de-al nouălea membru al grupului Paraipan. Domnule comisar, jur că n-am nicio vină, vă jur pe ce-am mai spus. Tănăsescu. Domnule comisar, n-am fost acolo, domnule comisar, vă jur. Atenție! Tragem? Nu. Trageți. Trageți!